încep din nou să vă arăt niște lucruri pe campusul virtual, dacă îmi dați voie, și după aceea o să mai răspund și la restul de întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, Andrei! Cu plăcere! Da, deci doresc să vă mai arăt încă câteva lucruri care s-au făcut pe cursul de tutoriale pentru profesori și să vă arăt modulul de Zoom. Sper că toată lumea poate să vadă bine ecranul meu. Ne-a fost solicitat un fundal pentru zona de Zoom. După cum vedeți, l-am creat în această zonă și el este disponibil aici, fundal pentru Zoom, da? Fundal clasic, simplu, cu logo de UPT, dacă cineva dorește să-l utilizeze. Am văzut că multă lume zice de cum să se includă un video în text, într-un text, și cum se poate face. Există și aceste două tutoriale aici și o descriere ca și text în interior. Și este și un tutorial care nu este Flash. Cineva zicea că sunt numai tutoriale Flash. Eu, de exemplu, nu am Adobe Flash plugin-ul instalat, deci nu l-aș fi putut vedea. Totodată, în primul webinar de luni, 16, cred că martie, am arătat eu cum se introduce un video în el. Căutați acel webinar în lista de aici și dacă mergeți pe repede înainte, veți vedea efectiv unde este. Un piculeț că... Doresc să vă arăt cum puteți să introduceți direct o întâlnire în Zoom, direct din campusul virtual, în cursul în care dumneavoastră vă aflați. Văd că din nou am probleme cu logarea. Mă puțin. Cred că sunteți foarte mulți online. Până când... își revine să pot să-l accesez, sper să meargă. Ia, înghețat de tot. V-am spus în toată dimineața, n-am reușit să postez nimic. Da, știm, de ieri dimineață... Asta știam, dar nici astăzi încă nu merge. Da, deci... Credeți-mă, sunt doi oameni care lucrează continuu. Pe Andrei l-am luat doar ca să fac această prezentare și am rugat ca toată lumea să rămână jos, să nu lucreze atât de mult acum. Noi, din cauza aceasta, am și blocat în acest moment autentificarea și crearea de alte conturi și de tot, tocmai pentru ca să se poată lucra. Lucrăm noaptea sau se lucrează după ora 8 ca să facem, să răspundem la mail-uri și să rezolvăm solicitările dumneavoastră, fiindcă nu atâta e problema de platformă, ci este efectiv problema, uitați, sunt 361 de user care au făcut click doar în ultimele 5 minute să se logheze în campusul virtual. Ceea ce, v-am zis, nu de platformă, e de conexiune și de conexiunea mai ales cu serverul de mail. Și lucrează într-una, dar asta este. Din păcate, nu putem să facem mai mult decât dacă l-am pune jos cel puțin o zi sau două ca să încercăm să-l mutăm pe alte servere și să vedem ce mai putem face. Ceea ce s-a întâmplat azi noapte și acum se încearcă toate modificările și absolut tot, ar trebui să meargă mult mai bine. Fiindcă revenisem la aceasta, revin la partea de introducere a unui modul de Zoom. Trebuie ca să puteți să-l editați, trebuie să faceți turn editing on, ca întotdeauna, scuzați-mă să mut pe limba română. Ce scuze. Azi dimineață, de exemplu, nu mergea modulul limba română. Așa, printre altele. Și după aceea am să merg aici în zona mea de lucru, da? Am făcut un test înainte, am să-l șterg pe acesta, cu această ocazie veți vedea și cum se șterge o anumită activitate sau o anumită lucrare. Odată ce șterse, e bine ștersă, nu mai revine de niciunde, deci nu mai putem aduce. Merg la adaug activitate sau resursă și voi selecta Zoom Meeting. Da? În cazul în care este Zoom Meeting. Noi încercăm să găsim acum un modul și de Microsoft Teams l-am găsit, adică numai că e ceva mai vechi, nu e pentru ultima variantă de modul, să Andrei încearcă să vadă ce poate face ca să introducă și
unealtă de integrare direct din campusul virtual a unei întâlniri. Și în momentul acela, dacă nu ați intrat niciodată pe Zoom, nu fi se va deschide nimic. Deci el va sta și va gândi și vă va conecta să mergeți pe Zoom. Dacă v-ați creat un cont basic sau un cont pro de Zoom, trebuie să fie creat, deci trebuie să fie creat cu aceeași adresă de e-mail cu care există și pe campusul virtual. De preferință adresa oficială de pe UPT, fiindcă atunci și Zoom vă va recunoaște că sunteți dintr-o universitate. Deci acesta este primul pas. În momentul în care intrați așa, vă va apărea să vă conectați pe Zoom. Din păcate, eu am încercat azi dimineață să simulez cu un user nou, dar Zoom nu mi-a dat încă credentials-urile, nu mi le-a generat. Și atunci trebuie să introduceți adresa dumneavoastră de e-mail de pe Zoom și parola de pe Zoom. Și în momentul acela el se va conecta cu contul dumneavoastră de pe Zoom. Vă rugăm să nu faceți acest lucru cu conturile oficiale care le-ați primit de la noi legate de Zoom. Deci cele care se numesc de la cel 1 până la cel 30 UPT. Deci nu cu acelea, ci cu un cont al dumneavoastră personal care trebuie să fie cu aceeași adresă de e-mail ca și adresa de e-mail cu care dumneavoastră accesați campusul virtual. În momentul acela îi spunem, puteți să-i dați, cum îi zice, descriere, puteți să setați când, la ce oră, am să zic, să zicem, la și 59, durează o oră ca să vă arăt că o să devină activă și sunt aceleași, să zicem, lucruri standard. Avantajul este că puteți să setați ca acest meeting să fie, este un meeting reluat, deci el revine de mai multe ori, sau că doriți să-l introduceți în alte posibilități. Aveți host, în alte, multiplicați mai multe posibilități de meeting, da? Să-l activați dacă doriți ca ei să intre studenții înainte de dumneavoastră, de asemenea. Ceea ce este important este că puteți să vă accesați și o parte de notă. Punând partea de notă, cu ca și categorie, apare modulul de note. Știu că încă nu v-am arătat modulul de note, o vom face probabil joi sau vineri, dar așa puteți să și vedeți, vi se activează. Creându-se ca și sarcină în campusul virtual și ca și modul de notă care poate să apară imediat la fiecare, atunci cumva este simulată cumva o chestie de prezență, deci nu obligatoriu, normal dacă studenții, noi am încercat, dacă studenții fac click de pe linkul acesta direct din campusul virtual, li se activează că au accesat-o din campusul virtual și puteți să vedeți că au accesat acel link din campusul virtual, dar dacă fac direct din e-mail, de exemplu, nu. Deci nu este din nou o prezență 100% garantată a tuturor studenților care participă. Din nou spuneți unde să fie afișat, da? Și unde să fie disponibil pentru studenți sau nu. Din nou sunt câteva restricționări. Am să vă dau acum, salvează și afișează. Și în momentul acesta apare efectiv și linkul care poate fi trimis studenților. De asemenea, și o posibilitate de marcare în calendar, dar s-a și marcat în calendarul cursului respectiv. Da? Vedeți? M-am dus aici în calendar. După cum vedeți, îmi apare că am o întâlnire setată. Automat cu aceste informații de aici, deci cu toate aceste informații, studenții sau dumneavoastră care folosiți aplicația mobilă de campus virtual, puteți totodată să vi-l salvați în calendarul propriu. Deci acesta este avantajul cel mai mare realizându-se aici, că toată lumea are link-ul și el rămâne salvat în campusul virtual și poate să fie salvată data și ora cursului și a întâlnirii în calendarul propriu care este pe telefon fiecăruia dintre noi. În momentul în care faceți start întâlnire, se deschide din nou aceeași problemă cu Zoom. Eu acum, dacă fac, se va închide această întâlnire, deci nu pot să o fac, deci nu pot să vă arăt efectiv, dar în acest mod merge. Totodată de aici puteți să vedeți toate întâlnirile pe care le-ați avut. Deci absolut toate sesiunile.
întâlnirile noi finalizate, deci tot ce v-ați programat să faceți ca și întâlniri sau le-ați făcut, toate cursurile pe care le-ați avut și le-ați făcut, vor fi disponibile aici. Din nou revin, sunt disponibile doar întâlnirile pe care dumneavoastră le creați cu contul dumneavoastră, care trebuie să aibă aceeași adresă de e-mail cu cea care este introdusă în campusul virtual. Doar atunci funcționează acest lucru. Da, mulțumesc, cam astea am vrut să vi le arătăm astăzi.